Traficul se aglomerează încă de la primele ore ale dimineții. Cele mai afectate zone sunt în Big, în sensul giratoriu din fața detașamentului de pompieri, dar și la intersecția străzilor Dragoș Vodă și Alexandru Ivasiuc. Una dintre explicațiile pentru traficul aglomerat ar fi românii care se întorc din străinătate în luna august, iar marea problemă este că unii șoferi nu au răbdare să aștepte în trafic și astfel se îngreunează circulația. Oamenii legii spun că aceste aglomerări sunt specifice lunilor de vară. Deocamdată nu s-a suplimentat numărul polițiștilor care dirijează circulația, însă în zonele în care se impune, polițiștii sunt prezenți pentru fluidizarea traficului. Aceștia au și o recomandare pentru șoferii care circulă în această perioadă prin Sighetul Marmației, și anume să folosească și străzile lăturalnice pentru a traversa orașul. În plus, și parcările în zonele interzise sau lăsarea autoturismelor pe avarii îngreunează mult circulația. De pildă, un telespectator al TV Sighet a surprins astăzi o mașină care la orele amiezii staționa pe trecerea de pieton din zona supermarketurilor. Pentru a evita evenimentele rutiere, șoferii sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație și să manifeste disciplină în trafic.